Ziua 134. Au existat două râuri ale conștiinței. Unul este cel al filozofilor, al căror părinte în Occident este Aristotel. De la el a pornit. Celălalt râu este cel al misticilor. Acesta este un râu cu totul diferit. Nu are nimic de a face cu filozofia. Este înrădăcinat în experiența existențială. Și aproape de fiecare dată s-a întâmplat ca în preajma unui mare mistic, adepții lui să fie împărțiți între aceste două curente. Cei adevărați care l-au înțeles pe maestru, cei care l-au iubit cu adevărat, au devenit mistici. Iar cei care nu au înțeles decât cuvintele maestrului au devenit cunoscători, au devenit filozofi. Socrate era un mistic. Platon era discipolul lui, dar s-a pierdut pe drum. A devenit filozof. Aristotel era discipolul lui Platon. Când a murit Buddha, 36 de sisteme filozofice s-au născut în rândul adepților lui. 36. Aproape toate posibilitățile au fost epuizate de aceste sisteme. De fapt, nu au cum să existe mai mult de 36 de sisteme. Este numărul maxim de combinații posibile. Întreaga lume a filozofiei este explorată. Iar oamenii reali, Mahakashyapa, unul dintre cei mai autentici discipoli al lui Buddha, a tăcut, nu a spus nimic. A inițiat o nouă tradiție, tradiția misticilor, și a transmis experiența, nu prin cuvinte, nu prin scripturi, printr-o comuniune complet diferită. Comuniunea dintre maestru și discipol. Prin intermediul lui Mahakasyapa s-a născut tradiția Zen. El a fost primul și foarte mari mistici i-au urmat, dar este o lume complet diferită. Nu există argumente cu privire la Dumnezeu. Nu există argumente despre adevăr. Nu există nici un argument. Nu simpla argumentare este calea, ci meditația. Nu mintea, ci meditația. Acești oameni au devenit din ce în ce mai tăcuți. Iar pe măsură ce și tu devii tăcut, sursa ta interioară de extaz începe să explodeze. Cuvintele și teoriile și filozofiile funcționează precum pietrele și nu permit extazului să se manifeste. Ține minte de acum înainte, calea mea este calea misticilor, nu a filozofilor. Cred în extaz, nu în teorii despre extaz. Și vreau să te înfrupți de acum înainte și tu din el. Nu numai să te gândești la el.